Sărbătoarea botezului Domnului sau Boboteaza a fost instituită în amintirea botezului primit de Hristos la vârsta de 30 de ani de la Sfântul Ioan Botezătorul în apa Iordanului și este prăznuită la data de 6 ianuarie. Botezul copiilor se face prin 3 scufundări în apă, semnificând cele 3 zile petrecute în mormânt de către Mântuitor. Botezul Domnului în Iordan are o dublă semnificație. Pe de o parte, prin cufundarea în apele Iordanului, Iisus Hristos sfințește apele, pregătind oarecum botezul creștin. Pe de altă parte, în această zi, Sfânta Treime s-a arătat pentru prima dată. În toate bisericile ortodoxe, preoții sfințesc apa numită aghiasma mare, cu care botează apele, oamenii, animalele și casele. De obicei, în această perioadă, în România, este foarte frig, de aceea este des folosită expresia gerul bobotezei. Și sfințește apa aceasta! Tu însuți, dar, iubitorule de oameni împărate, vino și acum cu pogorârea Sfântului tău Duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Se spune că în noaptea de bobotează, tinerele fete își visează ursitul. Pentru aceasta, își leagă pe inelar un fir roșu de mătase și o rămurică de busuioc pe care o pun sub pernă. În tradiția populară, ziua de 6 ianuarie, boboteaza, este considerată a fi ultima zi a sărbătorilor de iarnă. Specificul acestei zile este legat de purificarea spațiului prin stropirea cu aghiazmă a caselor și a vitelor și înlăturarea spiritelor rele către locurile subpământene în care slășluiesc de obicei. De asemenea, tradiția populară menționează și faptul că în această zi, în special în zona Olteniei, se păzesc fântânile, pentru ca apa în dimineața zilei următoare să fie pură, să fie neatinsă. La lăsatul serii, fântânile erau acoperite cu crengi de brad, stuf și papură. De asemenea, se făcea la fiecare fântână, se făcea câte un foc, foc ce avea dublă semnificație. Una dintre semnificații este legată de întâmpinarea celebrului ger al bobotezei, iar a doua semnificație este legată de faptul că se știe despre spiritele celor trecuți în neființă, că în perioada sărbătorilor vin și din când în când se așează la masă alături de cei dragi. Și este momentul ca în această zi să revină la locul lor în lumea de dincolo, iar calea trebuie să le fie luminată pentru a-și vedea drumul de întoarcere. Tradiția spune că de la bobotează timp de 2 săptămâni nu se spală, deoarece apele sunt încă sfințite. Toate obiceiurile și tradițiile legate de bobotează au ca scop, pe de o parte, alungarea spiritelor rele care circulă libere de la Crăciun, iar pe de altă parte urmăresc atragerea belșugului. În ziua bobotezei predomină practicile de purificare prin aprinderea focurilor, stropire cu aghiazmă mare sau scufundarea în apa râurilor și lacurilor. Nebunule! Mai multe imagini de basm de pe cheile Latoriței puteți viziona la emisiunea Destinații de Weekend, realizată de Valiconea, care se difuzează duminică de la ora 10.